Bună dimineața tuturor! Vremea va rămâne călduroasă în Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, în timp ce în centrul țării, la deal și la munte, vor fi în continuare condiții de precipitații sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde după ploile de ieri, astăzi va reveni soarele, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă va ajunge până la 28 de grade. Avem în Crișana o vreme foarte frumoasă în comparație cu ce se întâmpla ieri, avem parte de razele soarelui, temperaturile sunt următoarele, avem 28 de grade în Oradea și 29 de grade în Arad. În Banat, după cum vedem, este posibil să plouă slab. În a doua parte a zilei în Reșița vor fi și tunete, dar și fulgere, iar temperatura maximă se va încadra între 27 și 29 de grade. În Oltenia, vremea va fi variată, avem în Craiova și în Slatina un cer mai mult senin, va ploua în schimb în Râmnicu-Vâlcea, în Târgu Jiu, dar și în Drobeta-Turnu-Severin, asta în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă se va încadra între 29 și 30 de grade. În Transilvania, precipitații pe tot teritoriul, intensificări ale vântului, ploi sub formă de aversă și izolat căderi de grindină, temperatura maximă se va încadra între 24 de grade în Miercurea-Ciuc, 26 în Sfântul Gheorghe și 28 de grade în Deva. Vreme variată și în Moldova, avem în nordul și în centrul teritoriului o vreme instabilă, cer acoperit de nori și precipitații, dar în sud o vreme foarte, foarte frumoasă și foarte caldă. Temperatura maximă se va încadra între 24 de grade în Suceava, în nord, și 33 de grade în Focșani. O vreme absolut superbă astăzi în Dobrogea, o vreme perfectă pentru concediu. Temperatura maximă se va încadra între 30 și 33 de grade. Vreme foarte frumoasă și foarte caldă și astăzi în Muntenia. Avem slabe șanse de precipitații în Pitești, Târgoviște și Ploiești. Temperatura maximă se va încadra între 29 și 34 de grade. În capitală de dimineață se înregistrau 20 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 32-33 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Cum despre vreme, să aveți o zi excelentă! Mulțumesc!